pasă peste cel mai misterios stan latinoamerican și spune o poveste plină de pasiune. Femeia întruchipează pelerina roșie și trebuie să fie una cu aceasta. Suplă, flexibilă și elegantă. Aplauze pentru Amalia Cassandrei! Un pianist talentat ce își urmărește pasiunea cu determinare. Forță muzicală, transformând suferința în artă și inspirându-i pe alții să-și urmeze visele în ciuda obstacolelor. Aplauze pentru Sebastian Bulgheru! Dar muzica este de succes, oamenii devin faimoși, renumiți, eu pot face asta. Deja mă enervezi! Tu te uiți puțin la artiștii de astăzi, care se pun concret? Azi au scos o piesă, mâine s-a uitat lumea, i-a uitat lumea. Ce-și culmea? Acordă-mi și tu o clipă, uite!
Vezi? Ai dat-o cu stângul în dreptul. Ai nevoie de odihnă. Și eu sper ca într-o zi să te trezești la realitate cum m-ai trezit pe mine din somn. În fața voastră văd mulți ochi strălucitori, asemenea stelelor pe cer. Ați asistat astăzi la un moment care vorbește despre copii care visează să devină artiști. Și despre părinții care nu-i susțin. Aș vrea să vă împărtășesc un gând profund. Fiecare copil este o comoară de nelocuit, iar pasiunile lor sunt aripi ce le pot duce către înălțimi nebănuite. Când părinții nu-și susțin copiii, în aceste visuri ei pot fi neînțeleși și luați în derâdere. Totuși, în ciuda obstacolelor, artiștii mici cresc și strălucesc în propriul lor mod. Ar trebui să recunoaștem curajul lor și să ne întrebăm dacă lumina copilului nostru poate fi lumina unei noi opere de artă, a unei idei revoluționare sau a unui vis împlinit. Să susținem visurile copiilor noștri, pentru că în fiecare mic artist se poate ascunde următorul geniu care va schimba lumea. Lumea teatrului ne aduce noi interpretări. Un talent desăvârșit și cu o prezență captivantă ne va încânta inimile și ne va deschide ochii asupra realității în care trăim în monologul Păpușa de Cârpă. Aplauze pentru Ana Maria Moglan! Este principal.
celul om născut strânge pum pentru prima dată degetul tatălui său? Va ține strâns pentru totdeauna. Am învățat că un om are dreptul să-l privească pe altul de sus numai atunci când îl ajută să se ridice. Am învățat atâtea lucruri de la voi, dar de fapt nu vor folosi mai deloc, căci thank you.
în care energiile creației vor fi eliberate de aripile purtate pe ritmul de melodie Easy On Me. Aplauze pentru Iasmina Ciotu! Adică, unde ați mai văzut voi negri care să nu știe să danseze hip-hop? Când am început repetițiile, organizatorii mei m-au trimis să mă spăl. Ei credeau că eram negru de la JEC. Era și asta, da? Dar chiar și așa, știți ce este lung și negru? Coada de la KFC din America. Pe bune acum, nu ar fi trebuit să fac acest număr de stand-up. În toată viața mea, singura persoană pe care am făcut-o eu vreodată să râdă a fost tata, când am spus că femeile au și ele drepte. Nu, glumesc, vă dați seama. Nici eu nu cred că au. Nu, lăsând gluma la o parte, nu pot să suport o anumită misogină. Cum poți să crezi că femeile sunt menite să stea toată viața în bucătărie? Cine s-ar mai ocupa de rufe, spre exemplu? Eu, pe când eram mai mic, eram puțin mai rupt în joar. Și chiar și mai mic decât sunt acum. Și petreceam mereu Crăciunul singur, pentru că rudele mele mereu se îmbătau și vreau să taie polul. Iar eu nu voiam să risc. Într-o seară de genul, mă plimbam cu verișorul meu prin pădure. După o vreme, acesta îmi spune: Adi, mie începe să mi se facă frică. La care eu îi spun:
Ție ți-e frică? Gândește că eu mă întorc acasă singur. Pentru toți copiii care cred că Moș Crăciun e un personaj pozitiv, eu zic să vă gândiți din nou. Moșneagul ăsta nu vine la copiii surzi doar pentru că sunt neascultători. Bine, nu e ca și cum eu aș fi în stare să zic cine e corect și cine nu. Eu atunci când trec pe lângă un olog, îmi place să mă împiedic și să mă ridic numai ca să-i fac în ciudă. Actul 2. Glume despre domnul director. Mai țineți minte anul trecut? Nu. Adrian, ce te-ai să ții fără glume despre domnul director? Și eu ce le zic glumele ăștia? Păi nu mai alte glume? Improvizează. Dar cum se improvizează? Stai și fă acolo! Ba, stai! Cum se numește un selfie făcut în orfan? Fotografie de familie. Ba da! Pe când eram mai mic, aveam o pisică la care țineam foarte mult. Din păcate, a decedat. Din cauze necunoscute. După ce i-am învelit linia de roată de pe spate și m-am dus-o în grob, mi-am adus aminte că pe piatra funerară se pune o poză cu decedatul. Neavând la dispoziție o poză cu mățul, l-am îngropat până la jumătate. Nu mi-am dezvoltat niciodată încrederea de sine. Și nici vreo pasiune. Asta poate e din cauza că maximul de apreciere pe care l-am primit de la tata a fost... Totuși mi-aș dori ca asta să se schimbe. Mi-aș dori să am mai multă încredere de sine. Voi acum probabil mă întrebați, Adrian, dacă ați ținut că așa mă cheamă la început, dacă nu... Grasule, cum să ai mai multă încredere de sine? Faci comedie în fața atâtora necunoscuți. Câtă încredere vrei să ai? Pare că am încredere. Dar voi nu știți câte ori am stat speriat în fața oglinzii? Nici nu mai știu ce să zic. Sunt sigur că mulți dintre voi deja m-au caracterizat. Pentru mulți dintre voi, arăt ca băiatul ăla de la țară care instalează Windows-ul. Însă la mine în sat, era mai sus de atât. Oamenii credeau că eu am inventat Windows-ul. Îmi iubesc mult țara. Însă zicala mea favorită nu vine de aici, vine din Moldova, Republica. Ea zice așa. Nici Nețo, ni Prajița, i Privașnița, ni Breni. Sunt sigur că mulți dintre voi nu știu rusă, așa că o să vă traduc. Nici eu nu știu. Ba da, nimic nu se aruncă. Totul se transformă. Înțeleg? Însă nu pot să suport muzica populară. Și nici muzica trap. Trapul chiar deloc. Poate e din cauza că sunt mult prea sărac să știu ce înseamnă să ai Panamera și mult prea fraier să știu ce înseamnă să ai coarde. Însă sunt sigur că aș fi ascultat mai mult dacă ar fi fost versurile puțin mai modeste. Să fi fost versuri de genul... Îmi bag bicicleta în garaj. Gagică ta vine la mine. Scuzați-mă, asta nu trebuia să întâmple. Da, nu deranjezi, spune. Cum ar fi cel mai bine când se duci? Până mă închide afară! Vin acum. Da, vin acum. Doamnelor și domnilor, vă rog să mă scuzați, dar a intervenit o problemă și... Da, la revedere. Fata care acaparează atenția prin carisma ei, vă va prezenta un moment de dans modern ce scoate în evidență energia și capacitatea de a se adapta la orice provocare. Aplauze pentru Carina Hâra! Attention, please. If dancing is not your thing, please step aside. The next DJ act will take you to another level of happiness. In 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1.
O melodie de suflet, cu multă veselie și voie bună, ne vom bucura de ritmurile populare fălticenene. Bătuta din Fălticeni va fi interpretată pe scena noastră. Aplauze pentru Alexandru Moracel! Ați urmărit întâmplări despre care se spune că nu trebuiau să fie văzute de ochiul uman, că cele fac parte din misterele paradisului. Acestea au fost cea de-a treia proba a valorii nostru și considerăm că bobocii noștri au arătat tot ce mai bun. Însă seara noastră nu se termină aici. Vă invităm să ne bucurăm împreună de un alt moment artistic pregătit pentru publicul nostru. Vioara este instrumentul ce ne călăuzește într-o lume plină de mister, delicatețe și expresivitate. Eleva colegiului nostru vine acum în fața tuturor cu două interpretări. Haideți să-l primim cu multe aplauze pe Alexandru Livadaru! Thank you.
Bravo! Ai un minut, Sebi.
Un minut, da. Catastrofă. Ce faceți? Catastrofă. Ce faceți? Poate n-a înțeles. El a înțeles, dar nu pasă. Bani. Bani. Drag bani. Ce? Fac o mică precizare. Deci, Sevi, tu vei primi un cuvânt pe care trebuie să-l explici și Rafaela trebuie să-l ghicească. Ea nu trebuie să știe cuvântul, deci noi o să-ți mai spunem acum un alt cuvânt, ok? Deci, eu nu pășesc peste tine ca să nu rămâi mică. Ha? Iau pe asta, loc. Da. Așa. Nu trec pe sub scări, că... Superstiție. Hai, tati. Ăsta-i Sabin? Cine? Doamne ajută! Biserică! Te închini! Doamna de religie! Ne închinăm la școală când intră doamna din religie. Ora de religie. Bravo! Pictez. Tablou. Extragi, comoară. Capul jos, capul jos. Pupă. Urnă. Magie. Cutie magică. Pistol.
pistol. Da? Pistol cu apă. Pistol... Pistol, țintă. Pistol la țintă. Armă mare, nu știu. Pistol... Mai fă o dată. Topor, pistol. 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 Pistol laser. Mulțumesc.
Faci, mănânci, acru, lămâie, limonadă. A, de-aia ai distus lămâia. Torcător. Tai lămâia, mănânci, ceacră. Lămâie. Deci, eu vin la un eveniment de-al tău, privat. Nuntă, botez. Eveniment. Da. Tu mă primești? Invitați. Nu. Mă primești? Da. Așa, pe degeaba? Bani, plată. A, zi, ce-mi ceri? Plată. Zi altcumva. Ok. Sunt oameni aici. Și-au intrat. Ce-au dat? Au plătit. Cum se cheamă? Biletul. Au plătit biletul. Ce au plătit? A dat timpul. O ce? Taxă, ceva. De? Taxă de bani. Taxă. Poză, telefon, statuie, prietena, muză, idol, frumusețe, splendoare, ocean, fată. Sărută! Se îmbrățișează. Se îmbrățișează. A zâmbi, a fi surprins, a... Era ar fi flirta. Deci e un eveniment important. Vine un domnul. Botez. Și la botez se întâmplă ceva cu părul lui. Era mulțumit? Da.
Deci... Sticlă. Cinci. A, bun. Dar e altfel. Altfel de apă? Da. Folosește... Apă sfințită? Nu știu, aghiazmă? Are legătură cu medicină. Smolică. Două pui. Trei. Apă. Stai mai. Explică. Se folosește în spital. Apă de folosește. Apă oxigenată? Da. Așadar, dragi spectatori, ați văzut acum și ultima probă din balul nostru, Inefabile. I-ați văzut încă o dată pe cei 14 boboci ai noștri. Sperăm că v-au impresionat, sperăm că v-au plăcut. Sperăm că a fost creativ. Mi-e toate aplauzele voastre din această seară, pentru că au dat tot ce au avut ei mai bun în această seară și au muncit din greu și noi știm cât de multe s-au întâmplat aici pe scena asta, în timpul repetițiilor, lacrimi și zâmbete, așa că haideți să mai aplaudăm o dată pe boboci! Vă invităm să vă bucurați de momentele artistice pregătite de tinerea liceului nostru. Astfel, prin talentul, carisma și vocea magnetică, vom fi purtați într-o lume unde iubirea și notele muzicale se unesc într-un moment artistic de neuitat. Melodiile When I Was Your Man și Love on the Brain vor deschide porțile muzicii pop, dar spectatori s-au primit cu mult aplauze pe Denisa Povoloaia! I'm gonna feel your voice, and I'm just saying.
acum interpretările melodiilor Ne trăim pe acest pământ și Umbra. Dragi spectatori, aplauze pentru Elisa Arcip. Aceasta pe care o simt.
interpretarea piesei In Fine Dance de Alicia Keys de Giulia Băbălaia. Puțin așteptați. Cred că vor să creeze puțin mai mult suspans. Haideți să-i mai aplaudăm o dată, poate vă veni mai repede.
fără emoții. Aici am fac să vă invităm. Că toate boboacele vor primi din partea Skinomed un voucher cadou. Iar bobocii noștri vor primi un abonament o lună de zile la sala Smart Life. Plus o trimitoare gratuită la barberia Costa Nostra. Transpectatori, se acordă titlul pentru Mister Popularitate Bobocului. Tudor Munteanu! Dragi spectatori, se acordă titlul Miss Popularitate Boboace. Se acordă titlul pentru Mister Eleganță, Bobocului. Dragi spectatori, acordăm acum titlul Mister Eleganță, Boboace. Se acordă titlul pentru Mister Talent, Bobocului. Dragi spectatori, se acordă titlul pentru Mister Talent, Boboacei. Pentru Mister Carisma, Bobocului. Rares Clipa! Dragi spectatori, se acordă titlul Miss Carisma, Boboace. Presupune un voucher de la Altex în valoare de 500 de lei, un pachet de studiu de la echipa Învață cu Succes, un voucher Topline, un abonament de care am menționat și tunsoarea de care s-a menționat mai devreme, Bobocul! Pentru boboaca noastră, care constă în aceleași cadouri, un voucher Altex de 500 de lei, pachetul de la echipa Învață cu Succes, merge către... într-un voucher Altex în valoare de 1000 de lei. Un pachet de studiu Învață cu Succes și premiile menționate anterior. Către bobocul nostru... Vă rugăm organizatorii să faceți liniște pe scenă. Mulțumim! Mergem mai departe cu locul 2, care presupune un voucher Altex de 1000 de lei, un pachet de studiu Învață cu Succes,
către Boboaca. Inefabile 2023. Boboace!